Această poveste este despre o fată care era în primul an de liceu și locuia într-o zonă rurală. Părinții ei au făcut cadou un telefon mobil de ziua ei, doar că telefoanele mobile nu prea se găseau în zonă, așa că nu putea să-și contacteze prietenii din vecin. Oricum, într-o zi a primit un mesaj pe telefon. Acesta spunea: vreau să-mi fac un prieten, așa că am ales un număr la întâmplare și am trimis mesaj. Dacă e în regulă pentru tine, ai vrea să fim prieteni? Mesajul a încântat-o și a răspuns afirmativ. De atunci, ea a început să-i scrie mesaje zilnic. A aflat câteva chestii legate de acea persoană. Acea persoană era un băiat care era în al doilea an de liceu. A devenit tot mai atrasă de el când a aflat că sunt apropiați ca vârstă. Oricum, băiatul vorbea în mare parte despre emisiuni TV sau școală, niciodată despre locul unde locuiește. De fiecare dată când fata ne întreba, el refuza să vorbească. Într-o zi, fata i-a trimis un mesaj în care zicea: vreau să-ți aud vocea, vreau să vorbim direct. Băiatul i-a răspuns imediat: și eu vreau să vorbesc cu tine, o să te sun diseară pe la ora 8. Fata s-a bucurat, s-a gândit despre ce ar putea să-i vorbească băiatului. Curând s-a făcut ora 8. Câteva minute mai târziu, telefonul a sunat. Era un apel de la acel băiat. Fata, gândindu-se că ar mai vrea să audă conversația din nou, s-a decis să înregistreze apelul. Era așa de fericită că vorbea cu el, încât nu a observat trecerea timpului și a văzut că era deja 9:30. Ah, uite cât e ceasul, să vorbim din nou și altă dată, a spus fata și apoi a închis. Ea s-a gândit din nou la apelul pe care l-a avut. În mod ciudat, nu și-a putut aminti nimic din ce vorbise. Își amintea doar cât de fericită era. Oboseala a lovit-o în cele din urmă. Era deja trecut de ora 10, așa că s-a decis să meargă la culcare. Dintr-o dată a auzit: ce naiba faci? Și-a deschis ochii și a văzut-o pe mama ei, țipând la ea. Atunci, ea a văzut că se afla pe marginea geamului, gata să cadă de la etajul 2. Ceasul arăta ora 2 noaptea. Mama ei a auzit sunetele venite din camera ei, așa că a venit să vadă ce se întâmplase. Fata nu înțelegea de ce se afla într-o astfel de situație. Și-a dus aminte de conversația cu acel băiat. A pornit înregistrarea de pe telefon și tot ce a putut auzi a fost: o să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea. O să mori sărind de la geam la ora 2 noaptea.